Astăzi vă salutăm de pe meleagurile României și anume din Bucovina. De pe meleaguri natale, mai bine spus, pentru că noi locuim în județul Suceava și deși traseul pe care vom face astăzi l-am mai făcut de multe ori de-a lungul anilor, cred că e timpul să-l și filmăm dacă nu ne-am apucat de asta. Cafeaua mea este acolo, pe mașină. O mașină foarte mișto lângă. Așa că haideți să pornim în aventura noastră de astăzi și sperăm să ne însoțiți până la finalul clipului. Bună ziua, vă pot curăța parbrizul? Cât cereți pentru? O cafea. Văd că aveți două, pot să iau și eu una. Sigur. Da? Atunci dați-mi cafeaua. Mai întâi tu ștergi parbrizul. Și ce facem astăzi? Astăzi mergem pe Rarău, vârful și muntele cel mai cunoscut de în zona la noi. Nu știu dacă vom face vreun hiking ceva, că n-am venit pregătit, doar de o plimbărică. Și să ne curăși dacă dăm de zăpadă, cum am auzit la știri zilele trecute, canin sunt vatra Dornii și sus pe Rarău. Deci, de altă dată, George e în pantaloni scurți, el s-a gândit că vine la plajă astăzi. După, probabil, vom vizita singurul loc din județul Suceava în care noi încă nu am ajuns, ceea ce e ceva fantastic, pentru că l-am vizitat în lung și în lat, cred că știm și drumul fără Waze de acum, dar nu vă spunem locul ăsta. Și vedem ce sate frumoase și ce cadre mai putem trage poate cu drona din zona Bucovinei, acum că totul e verde și lumina e bună și călduță. Vorba aia, nu degeaba Bucovina este o superbitate de loc și putem trage concluzii la final prin imaginile surprinse, nu? Păi, cam toți turiștii vin în Bucovina și în Transilvania, deci cele două locuri din țară mai cunoscut. Bine, și Delta Dunării. Deci avem un mare noroc că locuim, să zic așa, în partea asta de țară. Da, iar Transilvania am vizitat-o cam toată noi, deși n-am filmat pentru că am avut câțiva ani în care am vizitat România super mult. Cred că singurul loc din România în care n-am ajuns e fix Delta. Da, Delta, mai rămas, în rest cam peste tot. N-are mașină poză în zona aia, în rest am vizitat tot. Da. Nu știu, poate cu timpul o să mai parcurgem iarăși locurile pe care le-am vizitat deja și o să le punem și pe YouTube de data aceasta. Să vedem și ce s-a mai schimbat. Eu sunt foarte curioasă de Oradea, ce s-a mai schimbat. Ultima oară era în construcții. Și abia aștept să ne întoarcem peste câțiva ani să vedem și Suceava în construcții și să fie mai turistică. Dar până una alta, vă lăsăm câteva cadre surprinse de pe drum și cu frumusețile Bucovinei. Sunt curioasă dacă se sesizează noua schimbare un pic de imagine, că e mai îmbunătățită, sau cel puțin zicem noi că e mai îmbunătățită pentru primul test. Da. Prima drumeție cu noua noastră cameră și se bate tobile. Mâinile pe volan, șofer responsabil, te rog frumos. Desigur. Poate nu ar fi mașini pe drum, dar totuși. Cu noua noastră cameră care este de la Sony. Sperăm că calitatea imaginii este mult mai bună decât camera anterioară cu GoPro care filmam noi de obicei. Era bună, dar dădea multe probleme și bătăi de cap. Așa că va deveni cameră secundară, pentru că se dovedește utilă oricum pe unele lucruri. E mai compactă. Asta atrage și mult atenția oricum. Însă, pentru moment, azi am scos-o la teste. Nu știm exact ce și cum la setări, dar aflăm curând. Și acum vorbeai tu ceva de probleme cu camera noastră veche. Dacă n-ați văzut clipurile din Florența, cel din Florența a avut probleme. Da, a avut probleme pentru că nu mai puteam recupera niciun fișier din ultima noastră călătorie în Italia, inclusiv cel din Florența. Așa că dacă n-ați văzut vlogurile la care s-a muncit foarte mult și am reușit să recuperăm pe la unul fișierele de pe card, aveți link în descriere cu clipurile din Italia și inclusiv ultimele noastre clipuri din Florența. A fost cu bătaie de cap oricum. Și la GoPro nu-ți spune că există o problemă decât la final, după ce ai filmat toată ziua, după ce totul a mers,
Nu mai merge nimic. Probabil nu suntem singurii care au avut problema asta, dar nu, cu ajutorul lui Cezar, de la Cezar, Cezarao, care toată lumea cred că știe de pe YouTube, am reușit să rezolvăm problema asta. Mulțumim, Cezar! Da, a costat un pic rezolvarea problemei, sincer. Dar asta a fost și motivul pentru care am să trecem la o cameră mai mare și următoarea destinație, care cred că cerea un pic de calitate. Ia uitați, doi oameni care stau acolo la soare, foarte relaxați. Dar momentan suntem pe drum de pădure, foarte frumos, verde, cu multe popasuri și am trecut pe lângă extrem de multe hoteluri și pensiuni, deci dacă vreți să vă cazați în zona Rarău, există opțiuni nenumărate, natură, cu tot cu restaurante. Prețurile, din ce m-am uitat pe internet, că m-am uitat zilele trecute, ar fi undeva de la 240 în sus, în funcție, evident, de preferințele fiecăruia. Dar găsiți. Sau puteți să vă cazați în Gura Humorului, ori în Câmpul Lung și de acolo nu faceți tare mult, oricum aveți nevoie de mașină ca să urcați pe munte. A fost chiar liniștitor, în sensul că nu prea multe mașini, nu? Da, de ok. Adică mai multe mașini pe coborări decât pe urcare. Da, cer ne-am oprit pe margine să tragem cu drona câteva cadre și cred că n-a mai urcat nimeni decât ne-am oprit noi. Da. Doar au coborât. Semn că multul lumea vine de dimineață, deci... Noi suntem întârziați. Da, noi ne-am pornit la 12 din Suceava, așa că... La 11. Bine, da. La 12 abia am ieșit din Suceava, că o oră doar în Suceava. Da, mai puțin treabă și a fost destul de aglomerat. Cum spuneam, mai multe mașini coboră decât urcă. Și am ajuns cam la punctul în care opresc toate mașinile, pentru că mai sus începe ruta spre unele cabane și, evident, spre traseele montane. Noi n-am venit să facem traseu, am mai fost odată ceva mai sus. De data aceasta e o ieșire mai liniștită și vrem oricum să vedem mai multe locuri, deci oricum o să vă tragem niște cadre cu drona, pentru că se vede frumos și nu am găsit zăpadă. E puțină pe unele vârfuri, dar... Sincer, mă bucur. E totuși luna mai. Însă, să vă zicem ceva despre locul în care ne aflăm. Practic, este un fel de Transalpina sau Transfăgărășan de județul Suceava sau de Bucovina. Tot așa este drumul plin de serpentine, e super frumos și nu sunt la fel de abrupte. Iar atracția principală, evident, este... Masivul Rarău, care face parte din Carpații Orientali și vârful cel mai înalt, locul spre care urcă toată lumea, este vârful cu același nume, Rarău, având o altitudine maximă de 1651 de metri. Totuși, atracția principală a vârfului este exact ceva ce se vede în spatele meu puțin acolo, dar imediat vă și arătăm mai exact, și anume Pietrele Doamnei. Până acolo se pot face trasee montane dacă sunteți apți între alea așa ceva. Cam aici e și parcarea unde oprește majoritatea lumii. Și evident avem și un deck frumos în față pentru cine dorește poze cu munții sau pur și simplu să-i admire. Și oameni care vând produse locale, cum ar fi miere și dulceață. Știu că de fiecare dată noi cumpăram când ieșeam la genul ăsta de drumeții prin Bucovina. În față mai sunt câteva tarabe, tot așa, unde se vând produse locale și cafea, pentru că evident... Chiar e foarte liber astăzi și e duminică. În mod normal, de fiecare dată când am venit aici, am prins aglomerație maximă.
până acum, din ce îmi dau eu seama cel puțin, obiectivul ăsta face, mă rog, camera nouă și obiectivul în sine, face treabă bună, se vede destul de bine pentru ochiul meu de nepriceput încă, dar nu știu ce să zic exact de stabilizare sau trebuie să prindem noi ideea exact cum și cum se folosește. De fiecare dată când vreau să filmez se întâmplă asta, adică cineva pornește motorul și l-ambalează, parcă în, așa, în ciudă. Nu mai contează. Peisajul din spate este superb. Se vede perfect, e temperatura ideală și au venit și bikerii care erau în spatele nostru de-a lungul drumului. Spuneți voi că nu arată superb. Totul verde, copaci, piscurile acolo. Se vede, cred, cu puțină zăpadă. Extrem de liniștit traseul ăsta și e mai scurt decât Transfăgărășanu. Ce să mai... Avem lucruri frumoase în România și am realizat și noi asta de fiecare dată când am ieșit în țară, pentru că am fost în foarte multe... Mașina noastră practic a ajuns și are poză prin 3 sferturi din județele țării și mereu ne-a plăcut să ieșim în România. Singurul lucru pe care niciodată nu l-am apreciat și nu putem să o facem sunt drumurile, pentru că dai dintr-o groapă în alta. În rest, peisaje, orașe, Sibiul este la inima noastră. Hai să vedem ce face George, dacă a înălțat drona sau așteaptă și pe mine. Ce faceți, domnul chill, așa? Bronzezi. Pullover și pantaloni scurți. E, exact, un fashionist icon. La Milano te trimit. Poți respira? Hai că încălțămintea e ideală pentru... Tu ai venit încălțăminte de traseu, dar nu-l faci. A venit și bikerii în urma noastră. Dar nu prea văd bine în partea aia că îi bate soarele foarte tare și n-am uitat la mine. Dacă ți-ai uitat ochelare, domnul Escobar. Buburuza în acțiune, n-am mai scos-o din noiembrie de la Chișinău, cred că. Da. Sau din Cipru. Din Am avut un Cipru, da, din Cipru, din ianuarie, deci n-am mai scos-o în acțiune din ianuarie. Sperăm că v-au plăcut imaginile din dronă. Nouă aici locul ne-a surprins, chiar dacă am mai fost. Și în sfârșit am găsit loc pe decul acela ca să putem face și noi o filmare mai drăguță, așa, care până acum nu am avut succes, dar astăzi a fost ziua noastră norocoasă pentru că s-a eliberat și a fost doar câțiva oameni acolo. Așa că băgați un mare like pentru efortul depus aici și dacă v-a plăcut, dați clipul acesta mai departe, pentru că pe noi ne ajută foarte mult și pe voi nu vă costă nimica. Și apropo, apăsați și butonul acela de subscribe, cheia succesului, să zic așa, este să veniți pe la amiază, pentru că atunci majoritatea turiștilor nu mai sunt aici și puteți să faceți poze, clipuri și filmulețe cu drona, cum am făcut noi. Este extraordinară priveliștea asta. Și ai reușit să surprinzi vreo imagine imbatabilă? Dar sigur că da, întotdeauna. O să pui și pe Instagram? Normal. Instagramul nostru, ronadăroi.ro. Avem un selfie super drăguț, făcut chiar cu camera. Și noi nu prea facem selfie-uri, că nu ne place. Cred că asta e singura funcție la telefon, care e meh. Până la urmă am găsit și puțină zăpadă. Ce a mai rămas, cred că, de zilele trecute. Am mai urcat puțin, suntem la un kilometru distanță de cabana Rarău, deci... un pic mai sus, dar asta e tot ce a rămas. Asta e toată zăpada. Cel puțin de aici. Probabil într-o zi se duce și asta. Destinația următoare de acum. Mergem spre un sat care din imagine arată foarte, foarte drăguț și cu niște case absolut superbe. Și singurul loc, cred, mai cunoscut cel puțin, din județul Suceava și Plicii Bucovina, unde nu am fost încă, și anume satul Ciocănești. Așa că
Rămâneți aici și vă arătăm mai târziu cadre cu acele case superbe și să vedem ce putem scoate și din dronă. Peisajul din fața noastră ne este atât de cunoscut că avem impresia că facem drumul acesta zilnic. De fiecare dată că am mers spre Cluj, spre Oradea, am trecut pe aici, practic ne îndreptăm spre Mestecăniș și până acolo totul e verde și foarte, foarte frumos. Și iată ne-a ajuns la destinație, în satul Ciocănești, sat care tătează de pe vremea lui Ștefan cel Mare. Iar legenda spune că aici meșterii lui își făceau armele necesare pentru război sau de viața de zi cu zi pe vremea aia. Pentru că toți trebuiau să aibă măcar o armă în familie pentru a se putea apăra, fie de vecin, fie de inamic, cine știe. Vremurile cereau. Haideți să vedem cum e viața la țară în acest săduc colorat. Deși satul are origini destul de vechi, el a devenit celebru în lume abia acum vreo 70 de ani, când s-a lansat, să spunem între ghilimele, moda caselor încondeiate precum ouăle de Paști. Și asta datorită unei femei pe numele Nora Țăranu, dacă spun bine, care la vremea respectivă, când s-a gândit ea să-și renoveze casa, să o facă frumoasă pe exterior, a vrut să o facă diferită și a decis să o picteze exact cum picta ouăle de Paști la vremea respectivă. La câțiva ani distanță, toată lumea a vrut să preia moda aceasta și să-și transforme casa într-un mod diferit și foarte frumos, artistic. Deci astfel a apărut acest sat, fiecare făcându-și o casă diferită de cealaltă, cu un model unic și care mai de cale mai colorată. Însă, doamna a fost cea care a dat startul, cum s-ar zice, la vremea respectivă pentru acest sat frumos. Am deschis acum internetul pentru că m-a lăsat pe mine memoria. Aparent, doamna nu era Leonora, era Leontina. Dar ce să-i faci? Bătrânețea, cei 24 de ani ai mei, deja mă lasă. Spun cuvântul. Mă lasă, nu se mai poate. Memo plus, cum spune mama. Haideți să vedem și celelalte căsuțe și vreau să văd grădinița. Aici, în zonă, chiar și primăria este pictată sau încondeată în desenele specifice ouălor de Paști. Arată foarte bine. Și tot respectul pentru oamenii de aici, pentru că de atâția ani au păstrat tradiția de a-și încondea casele, chiar dacă sunt mai noi sau mai vechi. Așa că un mare like pentru oamenii de aici, din Ciocănești. Iar aici avem și muzeul satului, pentru că există așa ceva, cu tot felul de obiecte tradiționale, printre care și ouă sau alte vase, veselă, tot pe același principiu, încondeiate, doar că momentan este închis pentru că este duminică, dar căsuța e la fel de frumoasă. Și aici sunt cam 1800 de exponate, cam așa, nu? Sau peste 1800 de exponate, cu aproximație. După cum spune Google, cam 1800, dar nu credem niciodată pe cuvânt. Momentan este închis, dar clădirea din exterior arată foarte bine și merită de făcut o poză sau, dacă sunteți în trecere pe aici, prin zonă, să vă opriți. Este păcat. Și unde ne îndreptăm acum, Dana? Pe partea cealaltă a drumului, pentru a vedea grădinița mai departe, care din punctul meu de vedere e cea mai colorată grădiniță pe care am văzut-o. Există în sat chiar și o pensiune cu restaurant, fiind cel din față. Vă puteți caza aici,
E o rută de acces destul de ușoară pentru ce orașe mai sunt în zonă, cum ar fi Vatra Dornei sau alte sate pitorești. Deci e opțiune bună. Și dacă nu, dacă vă opriți pe aici să faceți niște poze, locul e perfect pentru a vă lua masa. Am găsit și școala, foarte simpatică, tot așa cu motive. Arată extrem de bine chiar. Adică am văzut școli la sate mult mai mici și vai de mama lor. Îmi dau seama că e un pic invazivă toată treaba asta, nu? Să filmezi casele la oameni. Da. Pare așa... propria intimitate. Da. Nu cred că s-au gândit la asta când și-au decorat casele așa. Acum, 70 de ani, probabil că nu. Nu venea nimeni cu o cameră și cu un obiectiv. Nu. Bună ziua, doamne, ce mai faceți? Dar satul ăsta când în 2017... 2014. 2014 a primit premiul pentru cel mai turistic sau cel mai colorat sat. Da. Fiind pe locul 6 din 10, top 10 ale da. Europei. Ceea ce e foarte bine, adică, mă rog, acum câțiva mulți, mulți ani. Okay. Situația actuală nu mai știm, nici internetul nu ne-o specifică. Dar ne îndreptăm acum către cea mai veche casă, deci, a doamnei Leontina. Sau... sperăm că o găsim. Nu mai găsim sigur din... Nu pe doamna, nu pe doamna. Cred că modelul de pe această casă e preferatul meu. Îmi place extrem de mult că arată ca o ghirlandă de Crăciun. Vedeți, cu fundițele acelea și așa. Exact ca o ghirlandă, mi-aduce aminte. Cum pui sus la ușă sau pe scări. Super simpatic. Și e nuanțe așa de bej. E puțin mai modernă, dar totuși s-a păstrat obiceiul. Foarte frumos. Știu că probabil o să fie puțin subiectiv ceea ce voi spune acum, dar am impresia că în zona Bucovinei satele sunt în general un pic mai aranjate sau se pune mai mult accentul și pe cum arată grădina din față, florile pe care le pui pe verandă sau gardul, cât de frumos, cât de alambicat e. Nu știu, cel puțin bunicii mei puneau foarte mult accent pe culoarea gardului. Trebuia să fie în fiecare an proaspătă, fresh, să se vadă aceeași culoare constant, nu cumva să se ducă. Deci, n-am mai fost prin România, cum am mai spus și la începutul clipului, și nu cred că în Transilvania sau pe alte părți am văzut casatele să fie atât de cochete. Nu zic că nu sunt, dar la noi parcă se pune mai mult accentul pe culoare. Și nu e vorba doar de satul în care ne aflăm acum, ci în general. Faptul că puneai accentul pe culoare, chiar în fața noastră este o casă bine aranjată. Foarte simpatică și da. Un pic mai modernă. Da, adică toate casele sunt... chiar dacă sunt mai noi sau cele vechi sunt recondiționate, chiar aici pe strâmbi șantieră lucru, ceea ce e ok. Da, se reface. S-a întâlnit tanti Joana cu tanti Milka. Poartă discuții la un fir de iarbă verde. Măcuțile satului. Dar asta chiar se uite la noi. Da. Am deranjat. Probabil, așa că o lăsăm și mergem în continuare în drumul ăsta. Nu mai am plimbat pe ulițele satului. Te-ai întors la rădăcini de ăla? Pe aproape. La mine în sat e mai multă activitate, un pic așa, pe stradă. Acum e duminică, oamenii au ieșit la biserică. Ei, să le vezi tu pe băbuțele mele cum stau și vorbesc și șușotez și acuia asta. Și da, cu cine s-o însurată asta. Așa aici era la birtul satului de acolo, era destul de aglomerat când am ajuns noi. Așa că oamenii s-au plasat strategic. Sau cum le numește mama. Mă rog, unele femei mai vârstă merită un pic denumirea asta. Camere de luat vedere ultra HD cu senzori de mișcare. Asta e casa cea mare, nu? Da, dar nu ca și bunica. Ei, da, așa era creștere. Vedeți un pic așa la jos, ca să-mi dă un pic așa? Din clasa 8?
și ești? Comuna Cornănunce? Dar de tot cam așa. Cam așa. Vrem tot acum, așa. Dumneavoastră a spus mai slăbuț în tineret ca mine, dar... Da, până unii, până în timp avem 47 kg, când am fost ce mai bun. În tine, tu ești mai înalt și ești pe bolăria. Uite un pic acolo, mă plinde, sper. Stă așa, nu? Hai că așa de bine cu pălării. Ați văzut că am avut parte de o situație neprevăzută. Ne-a invitat o doamnă la dânsa în casă și ne-a arătat tot felul de obiecte tradiționale. Ne-a și îmbrăcat chiar în straie tradiționale să ne facem poză, încă dânsa a insistat. Și apoi am mai rămas la vorbă cu ea despre copiii dânsei, despre turiștii care mai vin aici. Și am cam pierdut noțiunea timpului și s-a înserat. Deci, cred că vom pune stop la vlogul ăsta aici, chiar dacă am fi vrut să ne oprim și prin Câmpul Lung Moldovenesc să vă arătăm, dar nu o să mai fie lumină până ajungem noi acolo. Așa că cu altă ocazie mai revenim și mai facem o parte a doua. Nu, ne-a plăcut foarte mult destinațiile care le-am ales astăzi. Recomandăm pentru un weekend, de ce nu? Nu doar o singură zi cum am făcut și noi. Așa că ne vedem în următorul clip și nu uitați să lăsați un comentariu, să ne spuneți părerea voastră, pentru că contează foarte mult pentru noi și ne ajută să continuăm. Și un subscribe, de ce nu? Pentru că este gratuit, nu vă costă nimic și mulțumim de vizionare! Ne vedem din următoarea destinație și obișnuiți-vă cu cadrul din mașină, pentru că o să mai fie! Pa, pa! Pa!